Anatolie Ghilaș revine la șefia Agenției Relații Funciare și Cadastru. Candidatura acestuia a fost aprobată ieri de guvern. Funcția a fost vacantă din august 2019, când funcționarul a demisionat din acest post pe timpul executivului condus de Maia Sandu. De altfel, Ghilaș a deținut funcția de director al agenției timp de 8 ani. Anterior, Anatolie Ghilaș a fost șef al unui centru multifuncțional din Chișinău, precum și membru al Curții de Conturi. Demnitarul a fost vizat în mai multe anchete jurnalistice care au scos la iveală averea de milioane și afacerile profitabile, inclusiv cu statul. Directorul agenției a spus atunci că bunurile sale au fost dobândite legal. Anatolie Ghilaș este nașul fostului premier Vlad Filat din prima căsnicie.